Edilul șef al municipiului, primarul Laurențiu Leoreanu, este extrem de nemulțumit de faptul că în România nu există o coerență guvernamentală și o predictibilitate a ceea ce se va întâmpla în următorii ani în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară. Un exemplu elocvent este cel prin care guvernele care s-au succedat la conducerea țării au modificat și răsmodificat ghidurile de accesare a fondurilor europene. Aceste trei ghiduri există, sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Ele au fost lansate în diferite etape și, după cum știți, aici e supărarea noastră, după cum știți, ele au fost modificate. După ce au fost în dezbatere publică, după ce au fost configurate, după ce au fost lansate, după ce au fost din nou în dezbatere publică 10 zile și date formă finală. Și au intrat. Noi inclusiv avem proiecte pe care le-am finalizat în spiritul acelor ghiduri finalizate. Acum suntem în întârziere din punctul nostru de vedere, nu din punct de vedere al acestor ghiduri, pentru că noi ne-am propus mult mai repede, pentru că a trebuit toate aceste documentații tehnice acum să le refacem din nou, pentru că s-au modificat ghidurile, adică s-au modificat regulile în timpul jocului. Mai mult decât atât, au modificat și ghidul mare, ghidul porului, care a adus automat mutații către ghidurile subsecvente pe diferite axe de finanțare. Numai în această vară, primăria Roman trebuia să depună mai multe proiecte pentru accesarea de fonduri europene, care au fost întoarse din cauza modificării ghidurilor. Trebuia să depunem Celibidache și Manolescu Strunga. S-au modificat, sigur, s-au modificat. Sunt în fază, tot în această săptămână. Eu cred că luna august va fi luna când vom depune 3-4 proiecte europene, dacă nu se mai modifică ghidurile. Da, da. Adică nu avem o predictibilitate, din păcate. Eu nu vreau să cer, nu vreau să acuz pe nimeni. Dar totuși eu cred că suntem o țară care nu ne permitem luxul să ne jucăm. Eu văd aici o lipsă și de profesionalism și de responsabilitate. Vreau să nu se supere nimeni pe mine. Dar cred că nu avem oameni competenți. Eu am mai spus-o odată. Eu cred că în România principalul dușman nu-i corupția. Eu cred că este incompetența, prostia. Punem oameni, îi numim politic, pentru că nu știu ce au fost alături de noi în anumit moment, și îi punem acolo și ei de-abia știu să-și numere degete la o mână și vrem să atragem fonduri europene. Avem o mare problemă. O mare problemă o reprezintă faptul că primăriile din localitățile mici mai ales apelează la întocmirea proiectelor la fel de firme care încasează bani foarte mulți fără a garanta accesibilitatea fondurilor. Indiferent dacă proiectele sunt eligibile, firmele încasează banii pentru proiecte. Eu vă anunț că inclusiv comunele sau orășele mai mici n-au forța. Apelează la tot felul de firme de consultanță care îi jumulesc la propriu, le iau banii, după ce le iau banii nu se știe dacă se câștigă proiectul sau nu se știe după ce s-a câștigat proiectul dacă s-a câștigat cine are puterea din primărie să-l implementeze. Deci noi avem eu aș fi văzut și suntem la început de mandat. Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici să organizeze anumite cursuri pentru aleși, pentru primari, pentru consilieri. Sunt oameni care nu au avut nicio treabă cu instituțiile publice sau cu administrația publică locală. Edilul șef al Romanului crede că se impune ca guvernele să treacă la profesionalizarea activității administrațiilor publice locale și la crearea de instituții capabile să gestioneze eficient activitatea comunităților locale.